Ridicarea stării de alertă și implicit a restricțiilor preconizate de Partidul Social Democrat pentru luna martie ar putea să ducă la ruperea coaliției. Șeful Partidului Național Liberal, Florin Cățu, se opune vehement unei asemenea ipoteze, sugerând că măsurile ar trebui să rămână în vigoare chiar și până în luna iunie. Ridicarea restricțiilor pandemice, o tendință care se manifestă în tot mai multe țări europene, este considerată de Florin Câțu o dovadă de populism fără să se ofere vreun argument. Evident că încetarea stării de alertă va lovi foarte multe afaceri desfășurate sub umbrela achizițiilor directe și aberante și mai mult va sopa și ultimele zvăgnire ale dorinței românilor de a se vaccina. Totodată, fără starea de alertă, politicienii nu vor mai fi protejați de protestele de stradă ale sindicatelor, care își fac deja încălzirea pentru luna martie. Să dracu cu restricțiile și cu mama lui de Câțu, că ăsta ne-a Chiar și premierul PNL Nicolae Ciucă susține poziția socialdemocraților de a lua în calcul ridicarea restricțiilor după data de 15 februarie. Nu cred că Câțu se poate opune, e vorba de ceea ce spun medicii. Deci nu are cum să se opună, sunt niște restricții care toată lumea așteaptă să fie ridicate. Iar dacă medicii vor considera că trebuie, nu-l văd să se opună. Oamenii sunt supărați și nu l-au uitat pe câțu. Aceștia spun că el este responsabil de tot haosul din țara noastră și că este normal să se opună, doar s-au opus la tot ceea ce este bun pentru România. Păi nu numai la asta se opune. E un fel de gică contra la, la tot ce se vrea bine pentru popor, pentru țară. Nu știu, ce, nu știu ce cărți face, dar nu pe ale românilor. România a depășit deja vârful pandemiei din 1 februarie, când s-au înregistrat peste 40.000 de cazuri. De atunci, numărul de infectări a continuat să scadă, ajungându-se la circa 26.000 în 10 februarie. Presiunea pe spitale este din ce în ce mai scăzută, internările în secțiile ATI au scăzut constant și ele, iar numărul deceselor se mișorează treptat. Astfel, cum varianta Omicron s-a dovedit a fi mai blândă și ar putea deveni o infecție banală, la fel ca și celelalte țări europene, România ar putea să se relaxeze.